Centrul Județean de Natație s-a înființat în urmă cu 3 ani. Ideea a aparținut Sandei Ștefănescu. Eforturile au fost însă multiple. Au pus umăr lângă umăr SCM Bacău, Federația de Natație, DSJ, Inspectoratul Școlar și Școala Miron Costin, instituția care găzduiește centrul. Alegerea locației s-a dovedit simplă. Înainte de toate, era lângă bazin. În plus, avea tradiție. De aici porniseră performeri precum Clara Ciocan, Simona Păduraru sau Gabi Cherecheș. Activitatea am început cu 3 ani în urmă, am lucrat 2 ani pe uscat și din iulie anul trecut, când s-a inaugurat bazinul, am trecut la lucru în apă. Cu speranța că acest centru va cuprinde cât mai mulți copii din oraș și pentru sport de masă și ca o bază pentru selecționarea celor mai talentați pentru sportul de performanță. Directorul școlii Miron Costin, Ionica Fota, a îmbrățișat ideea încă din start. Proiectul s-a dezvoltat, a apărut ideea de școală după școală, s-a creat o sală de mese, iar fostul atelier s-a transformat într-o sală de forță utilată modern. În primul rând, faptul că ei fac sport și sport în afara programului de școală îi ajută foarte mult. Am avut părinți care, având niște deficiențe fizice, elevii au cerut să facă sport, au vorbit cu doamna care făcea sportul, să-i primească și pe ei în grupă, pentru că așa le recomandase medicul. Am înțeles că mămica respectivă este foarte mulțumită de activitate și a doua chestiune, le organizează un pic, îi face mult mai organizați. Știu să-și organizeze timpul altfel decât unul care nu are un program. Sportul îi ordonează într-un fel. Școala de Miron Costin este situată în proximitatea bazinului. Vedeți, e vorba doar de a traversa strada și ne oferă condiții bune de școlarizare, o ergonomie nemaipomenită de timp, pentru că în situația în care un părinte este foarte ocupat, îl aduce dimineața la 8 la școală, la 12 termină, vine la bazin, își face antrenamentul, la 1 și jumătate se întoarce, ia masa de prânz, rămâne să-și facă temele până la ora 5, când părintele îl ia acasă cu programul încheiat. E undeva, ne apropiem de sistemul occidental. Lucrurile sunt departe de a fi încheiate. În plan mai există un internat pentru copiii care vor fi selecționați din mediul rural, dar și un bazin în aer liber de 25 metri pătrați. Dacă s-ar putea fie să obținem corpul C de clădire, să facem și un internat ca să extindem selecția și în județ, că de aceea este centru județean, fie dacă nu se poate să facem o supraetajare în zona joasă a clădirii școlii, fiindcă este o a doua soluție, dacă se va aproba pentru Bacău un bazin de 25, sperăm să avem toate argumentele să-l obținem aici în curtea școlii, și să facem o pepinieră pentru sportul în notul de performanță și nu numai, și pentru săriturile de performanță aici la noi. Cei mai mici notători au vârsta primului ghiozdan. Elevii clasei 1 sunt cei mai entuziaști. Stau cu mâinile pe sus pentru a te lămuri cum e cu stilul bras și ce bine a fost la primul lor concurs. Unul luăm aer, da. Următorul ținem, doi ținem în apă și trei suflăm aer în apă. Deși vizează sportul de masă, Centrul Județean de Natație își propune și atingerea vârfurilor pe care le cere performanța. La antrenamente asistă și membrii familiilor, după caz mama, tata sau bunica. Îi place și dacă ei îi place, noi o lăsăm aici. Noi am făcut atletism și e greu, oricare sport e greu, nu contează not, atletism, handbal, oricare e greu. Necesită anumite sacrificii din partea noastră și din partea lor. Dar atâta timp cât lor le place, pentru noi nu mai contează. Eu sunt bunică și dacă dorește să facă not, eu obțin și o ajut în continuare. Eu am încercat cu ea mai multe activități. Am avut-o la dansuri, muzică, pictură. Am rămas cu ea la not. Îi place foarte mult. Doamna Sanda este un antrenor foarte bun, putem spune o mamă. Și ea este mulțumită de ceea ce faci și noi la fel. Iar fiind și micuță de statură, sperăm să dezvolte mai bine. E mică. Este greu, dar și frumos. Când termin cu cea mare antrenamentul, încep cu cea mică, ea este la sărituri. Da,
merită efortul. Sanda Ștefănescu nu se află la prima inițiativă de acest gen. A înființat un centru asemănător la Cluj, în foaierul bazinului, apoi la Târgu Mureș, unde l-a lansat pe Norbert Trandafir, cel care a participat anul trecut la Olimpiada de la Beijing. Acum e vremea Bacăului. În primul rând, sănătate, al doilea, călire. Un părinte care vrea să scape de răceli, viroze, guturaiuri și alte minuni, problemele, bolile respiratorii, cum e astmul, se tratează tot în bazin, bolile neuropsihice sunt tot cu rezolvare în bazin. Deci sănătate, dezvoltare armonioasă, dacă vreți o educație, să nu spun în stil comunist, pentru muncă, dar așa este. Copilul se învață să muncească, să-și organizeze timpul, ca să le poată face pe toate. Și în ultimul rând, spun eu, calitățile de voință care se dezvoltă numai în sport. Copilul devine ambițios, aprig, bătăios și nu renunță la prima bătaie de vânt, la nimic, nici în sport și mai târziu în viață. Va fi la fel.